reprezintă centrul Eurodirect din Botoșani. Rețeaua Eurodirect sau o găsiți pe internet, scrie Europe Direct, dar voi știți, sunteți toți vorbitori de engleză și de franceză. Este o rețea care este coordonată și finanțată de Comisia Europeană și are reprezentanții, are în România 31 de centri, iar la nivel de Europa există 350 de asemenea centri. Această rețea gestionează un număr pe care îl vedeți pe un afiș pe care l-am pus acolo. Este un număr de telefon prin care puteți să vorbiți direct cu Uniunea Europeană. De ce am venit aici? Pentru că anul 2010, din câte știți și voi, este anul biodiversității și iată că și Uniunea Europeană sprijină acțiunile care se încadrează în acest an al biodiversității. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre cum este tratată problematica de care vă ocupați voi și cum rezolvă alte state din Uniunea Europeană această problemă. Bineînțeles că nu o să vă dau date abstracte, ci câteva elemente concrete. Din câte știți, pe data de 31 mai este ziua de luptă împotriva fumatului și, apropo de acest lucru, pot să vă spun că anual încă 650.000 de europeni mor din cauza fumatului. Dar, să spunem, în alte state din Uniunea Europeană există niște reguli foarte stricte legate de fumat, care și într-adevăr se respectă. De exemplu, am văzut în gări, nu numai în interiorul clădirilor, ci și în spațiile din afară, sunt locuri special amenajate pentru fumat. Este o bandă galbenă de jur împrejur, un pătrat așa de cu latura de 1,5 m pe 2 și acolo se fumează, acolo se pun chiștoacele. Și în altă parte nu este voie, dacă nu, amenzele sunt foarte serioase. Un alt lucru foarte interesant pe care l-am văzut în Europa, știți că și acolo există locuri de distracție, discoteci și așa mai departe. Am fost, de exemplu, în Amsterdam, unde sunt multe asemenea localuri, dar, spre deosebire de noi în România, unde zgomotul se aude pe o suprafață foarte mare, acolo nu se aude nimica. Sunt blindate și se intră numai cu un fel de card acolo și ce se petrece înăuntru nu se aude. Adică nu îi deranjează pe ceilalți din afară. Și un ultim aspect este vorba de îngrijirea și de modul cum ne construim și ne îngrijim peisajul. Am trecut prin țări precum Olanda, Belgia, Germania, Cehoslovacia, Ungaria și așa mai departe. Pot să vă spun că peste tot peisajul este foarte bine îngrijit și există o dragoste a europenilor deosebită față de natură. Și lucrurile sunt foarte frumoase. La noi, în România, când am intrat, am văzut într-adevăr o deosebire și multe, multe lucruri lăsate de izbeliște. Ca să vorbim numai de rețelele, de fostele rețele de telefonie, care sunt distruse și creează o impresie deosebită de ruinile fostelor întreprinderi care nu sunt încă curățate și de modul cum se construiește. Dar ce avem noi, n-au ei. Este vorba de un potențial extraordinar și de o biodiversitate și de o varietate nemaipomenită și cred că țara noastră are un potențial pe care alte țări din Uniunea Europeană nu l-au. Și cred că este, să spunem, rândul vostru, poate noi am făcut cât am făcut, dar n-am făcut de ajuns, este rândul vostru ca să fructificați acest potențial care încă mai are, să spunem, rezerve și pentru sute de ani. Totul este cum îl primiți voi și cum îl vă spuneți. Vă mulțumesc!